Primăria Suceava va primi vizita oficialilor de la Agenția de Dezvoltare Nord-Est pentru o analiză a oportunităților în finanțarea unor proiecte pe noua programare europeană 2014-2020. Municipalitatea a pregătit un portofoliu de proiecte în valoare de 158 de milioane de euro. Primarul Sucevei Ion Lungu a arătat cu un an în urmă că municipiul reședința de județ își propune să depună cele mai multe proiecte în cadrul programului operațional regional, care are la rândul 11 axe de finanțare. El a ținut să declare acum că este mulțumit de desemnarea lui Dacian Cioloș pentru funcția de premier al României. Sigur, noi avem un portofoliu de proiecte. Mă bucur că vin cei de la ADR Express, la Primăria Suceava, și vom trece în revistă proiectele noastre. Și aici fac chiar și o trimitere. Mă bucur că a ajuns în fruntea țării un prim-ministru care are expertiză europeană și sper ca lucrurile care depind de acest segment să se îndrepte cât mai repede. Că iată, am pierdut 2 ani de zile din 2014-2020, am pierdut 2014, am pierdut 2015. Din păcate, încă nu se întâmplă nimic. Sper ca în perioada cea mai scurtă de timp aceste lucruri să se îndrepte. Cu un an în urmă, primarul Lungu a prezentat într-o conferință de presă strategia municipalității pentru șeptenalul 2014-2020 în cadrul programului operațional Infrastructură Mare la capitolul Energie curată și eficiență energetică, axa prioritară 7, realizarea și modernizarea capacităților de producere a energiei electrice și energiei termice în centrale pe biomasă sau biogaz, inclusiv a transportului și distribuirii. Primăria Suceava având în plan un proiect de 50 milioane euro pentru reabilitarea sistemului de transport, distribuire și furnizare a agentului termic. În cadrul programului operațional regional, axa prioritară 3, eficiență energetică în clădirile publice, promovat ca fiind un proiect de creștere a eficienței energetice a sediului primăriei, valoarea acestuia fiind estimată la 3 milioane euro. Pe axa prioritară 5, conservarea, protejarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, în portofoliul local este prins proiectul de reabilitarea Curții Domnești, vizată fiind atragerea de fonduri în valoare de 17 milioane euro. De asemenea, în cartierul Opcin urmează a fi ridicată cu fonduri europene, ce însumează 3 milioane lei, o grădiniță cu program prelungit.